a Gabrielei Firea, de aia dușmănie, așa, și că l-a făcut una cu asfaltul. Credeam, bă, eu credeam că primărița a fugit în munți de rușinea păcatului de astăzi cu stâlpișorii. Nu, ea se pare contraataca și l-a pleznit chiar pe Dan. Bine, acum, știi, eu nu m-am uitat când am ieșit din scară, dar eu sunt convins că l-am așteptat acolo cu dezinfectantul ăsta, cu insecticidul, și când m-a văzut că am ieșit din scară, pe el, și a început să-mi dea cu de la. Asta chiar în ziua în care tu trebuia să-i predai ciorapii lui Sabin Pârvan. Vezi că acum începe să capete contura adevărata conspirației. Ești curios dacă Sabin Pârvan va accepta în momentul în care va intra prin telefon această ofertă. Vreau să-i transmit această cale ca să nu uit omului nostru de la Câmpina să-i facă ciorăpii cu inele Alinei Bădic, dar nu neapărat inelele lui Saturn. A, bacă, da? Cu inele. Așa. Dar ne-a murit Nicky Hayden, a murit, săracu, fostul da. Campion mondial MotoGP 2006. Iată că a scăpat cu viață, s-a retras din motociclist și plimbându-se cu bicicleta l-a accidentat o mașină. Al doilea mort în Italia pe bicicletă la un antrenament după Michele Scarponi, fostul ciclist important, ciclist italian de la Astana, care tot așa a murit săracul ca prostul. Lovit de o mașină în timp ce s-a antrena pe o șosea pe care nu venea absolut nimeni, ca în filmele la englezești, polițiste, a venit o furgonetă condusă de o tipă și aia vorbea cu fisul care era bolnav la grădiniță, l-a lovit pe ăla și l-a omorât. Ăsta a stat sărac în comă, nu știu câte zile, Hayden ăsta, 35 de ani avea, s-a încheiat așadar aventura vieții lui. Bun, fotbal mai puțin astăzi, da? N-a fost o zi extraordinară, dar ne notat golul olteanului Mitriță pentru Pescara în duelul ălora scoși la târg ca să fie umiliți, cum spuneai tu, Pescara-Palermo 2-0 în Serie A, victorie pentru echipa lui Zeman, golul al doilea fi marcat de Mitriță, nu știu dacă GSP-ul va avea ocazia să-l pună mâine pe prima pagină, că probabil mai fi făcut ceva Gigi între timp și vor avea spațiu pentru el, dar este totuși, am înțeles, primului gol la această echipă. Și probabil că bifează mai multe minute în această ediție decât Ianis Hagi. Da. Noi muncim. Eu de când m-am născut muncesc, Dane. Tu ce ai făcut? Eu am ieșit campion. Mi-am făcut ceva pentru țara asta. Radu, dacă mâine nu ne vedem eu la ora 4... cu picioarele muncesc. Dacă mâine nu ne revedem la ora 4 și o să mă aștepți aici în platou, să știi că exact ca în Kafka o să mă transform într-un țânțar mare și o să stau pe la ușă pe acolo și o să încerc să deschid ușa, așa știi, să vin la emisiune. Într-un scarabeu. Ceva de genul. Asta era la Kafka, un scarabeu și după aia până la urmă știi că l-au dus aia și l-au aruncat. I-au dat de mâncare cât i-au dat pe sub pat acolo și până la urmă l-au dus și l-au aruncat. Într-o duminică și au scăpat. Mă bazez pe tine, Radu, dacă se întâmplă ceva. Da, și nu uitați totuși ciorăpei pentru ghetuțe. A culcat la ora asta. A băut cafeaua și s-a culcat. De mâine, de mâine. Ceau. Bună seara, prieteni! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre. Sunt Dan Bâra și alături de mine este prin telefon. Haideți să vedem dacă ghiciți. Uitați, vă arăt așa. Prin telefon. Sabin Pârvan. Salut, Sabin! Salut, Dan! Ai văzut salut, materialul, da, ce am primit? Avem, da, da, da. Avem ce citi aici, uite, sunt fel de fel de mesaje, 11 metri, Radu Banciu, Dan Bâra. Pârvan, da, da, da. Sabin Pârvan nu prea intră pe la 11 metri, intră la un pont pe zi, dar îi mulțumesc mult telespectatorului nostru din Câmpina, am înțeles, nu? Da, probabil știi ce se va întâmpla, uite, dacă la 11 metri încet, încet începe să se facă așa, eu știu, un public special, probabil încetul cu încetul și știrile se vor numi 11 metri și până la urmă chiar postul se va numi 11 metri. Exact, exact. Îi mulțumesc oricum foarte mult și probabil o să le port, îmi iau o pereche de șlapi frumoși. Asta zice, am întâlnit toți trei, eu cu tine și cu Radu, ne punem șosetele și plecăm cu sandalele prin oraș să ne vadă lumea. Da, sau mergem la mare și ne întindem pe câte un șezlong și stăm corect. Cu ciorăpei. Dar numai în șosete, fără nimic altceva. E, asta mai gândim. Ok. Da. Bun, un weekend cu multe meciuri, prieteni, un weekend care o să ducem dur în curând, pentru că se cam apropie de final campionatele, inclusiv în cele care au mai rămas, pe cum România, poate nu de prim plan, Italia și așa mai departe. Dar am avut rezultate foarte bune, mai ales în unde, Sabin, în Anglia, da, nu? Parcă. În Anglia, dar doar un singur punct nu a ieșit, Arsenal Everton peste 10,5 conere, au fost fix 10 ca să... Deci 9 din 10, nu?
Da, 9 din 10 ponturi corecte. Pe Italia, din nou, am avut procentaj foarte bun și atenție pe pariul 1x2.ro, pe site-ul nostru. Noi l-am spus oamenilor, intrați și pe site să vedeți și acolo. Exact. Au fost propuse 12 ponturi, toate 12 au fost câștigătoare. Exact. Foarte bine și pe Germania am stat bine. Nu a fost o etapă extrem de complicată în Germania, dar una peste alta ne-a ieșit. Și bineînțeles am prins pronosticul pe Dinamo, câștigătoarea unui trofeu în acest sezon. Cupa Ligii mai micuță, dar după ani de secet, așa, pentru Dinamo vine bine această performanță. După un loc 3 ocupat și în Liga 1. Așa este. Bun. Mergem acum către primul subiect al rubricii, al emisiunii de astăzi, rubrica Meciul Zilei. Haideți să vedem care este. E bine, vorbim de Meciul Zilei Unibet, care de data asta este chiar Meciul Săptămânii Unibet, pentru că noi am ales finala care se joacă miercuri în Europa League, și anume finala care le pune față în față pe Ajax și Manchester United. Un meci foarte interesant de urmărit. E adevărat, sunt echipe de mâna a doua. Manchester e de mâna a doua mai spre capătul de dorit, iar Ajax este de mâna a doua, dar mai spre capătul acela care te duce mai aproape de echipele precum cele din Liga 1. E bine, eu nu văd pe Ajax o mare favorită în acest meci, ba mai mult de atâta mă aștept să piardă și cred că Manchester poate câștiga această partidă chiar la scor. 1.82 este cota pentru victorie Manchester United, 4.70 cota pentru victoria Ajax și egalul are o cotă de 3.60. Trebuie să vă spun că meciul se joacă miercuri de la 21.45 la Solna. Am înțeles că Solna este undeva într-o suburbie a Stockholmului. Și vreau să vă spun că la calificare cotele sunt următoarele: 1.80 pentru formația Ajax Amsterdam, respectiv 1.47 pentru Manchester United. Un pariu care mie mi se pare că ar fi bine să-l luați, cotele pentru câștigarea trofeului, vreau să spun. Așadar, Manchester United câștigă trofeul 1.47, 1.80 Ajax câștigă trofeul și mai am câteva date aici, o să vi le spun imediat. Haideți să vedem întâi ce alte pariuri am mai găsit în ofertă, pentru că Sabina a selectat foarte multe idei de pariere. Care ar fi acestea, Sabine? Da, ne-am gândit noi în primă instanță, până mâine seară când vom analiza partida și vom oferi un pont sau pontul de tipul 1x2 câștigă trofeul, să încercăm și alte variante speciale, să le spunem așa, pentru că Unibet, atenție, oferă 761 de pariuri pe finala Europa League, cred că este un record în deci materie. Așa de multe variante, 761. 761. Extraordinar. Exact. Și am încercat să scoatem din acest număr impresionant de variante de pariere câteva idei care, știu, ar prinde prin prisma ceea ce au jucat Ajax și Manchester United în acest sezon, dar și prin prisma statisticii. Și uite, avem un sub 2,5 goluri, cota 1,66, știm că United și în campionat și în Europa League a fost o echipă destul de închisă. Mourinho a înțeles că ce are pe mână acolo și a încercat să joace cât mai închis, urmărindu-și pragmatic scopul. Sub 4,5 cartonașe, până la urmă vorbim de o finală de Europa League, deci o finală de competiție europeană. Manchester United va avea posesia, o cotă de 1,60. United a avut o medie de 56% a posesiei în Europa League. Peste 4,5 offside-uri, o cotă de 2, este un pariu de luat în calcul, pentru că cred că cel puțin United va ști să urce foarte des, sau foarte bine cu defensiva atunci când Ajax va fi pe faza de atac. Peste 29,5 faulturi, incluzând aici și eventuale prelungiri, o cotă de 1,85. Și atenție, Ajax este cea mai indisciplinată echipă din Europa League. 236 de faulturi a comis în 14 partide și a încasat 49 de cartonașe, din care 4 roșii. Deci, o echipă care și-a cam făcut de cap sau atunci când lucrurile nu au mers așa cum și-a dorit. Ultimul cartonaș roșu l-a luat chiar în returul cu Lyon. Și va avea suspendat pentru această partidă pe Virgever, deci o pierdere importantă. Și Manchester United peste 5,5 șuturi pe poartă, o cotă de 1,55. E cam în tradiția lui United să forțeze și pe aceste faze. Nu prea știe să mai intre în careu United, motiv din care se încearcă și aceste faze de la distanță, cu atât mai mult dacă va intra și Rooney pe teren, ce eu mă aștept să joace Rooney în această finală, mai ales că United stă foarte prost în atac.
cu Ibrahimović accidentat și în sfârșit Rashford mai puțin intrat în joc. Am și ascuns două variante de pariere pentru finala Europa League. Ajax peste 3,5 conere, o cotă de 1,45. Ajax, dacă a fost cea mai favorizată echipă și cea mai îngălbenită sau înroșită echipă din Europa League, a stat foarte bine la acest capitol al cartonașelor. Are o medie de peste 6 pe meci în Europa League și, în general, echipele olandeze sau echipele croite pe acest stil de joc reușesc să aibă partide de multe cartonașe galbene, pentru că au și multe faze de poartă, și Pogba să aibă cel puțin un șut pe lângă poartă. Atenție, deci măcar un șut pe lângă poartă să aibă francezul întreg meciul, inclusiv prelungirile aici, pentru o cotă de 1,55, eu cred că face parte din acea categorie a pariurilor de tipul bani în iarbă, pentru că cu atât mai mult în absența lui Ibrahimović și știind ce necazuri are în atac, cred că Mourinho îi va cere un jucător ca Pogba să forțeze ceva mai mult și să pună umărul ceva mai evident la... Acum la se și poate Pogba, pentru că l-am văzut cu multe evoluții oscilante. Trebuie să le spunem oamenilor, Sabin, că Ajax a avut mult timp la dispoziție să pregătească meciul. A avut vreo 10 zile, dacă nu mă înșel, la dispoziție. În schimb, și United a avut, că în campionat United nu a mai jucat nimic de 3-4. N-a mai jucat nimic, dar uite, totuși a reușit în ultima etapă să câștige 2-0 cu Crystal Palace. Adevărat, a și rotit jucătorii, dar a jucat duminică. Asta e important să ținem minte în momentul ăsta. Și să nu uităm, Ajax a ratat de puțin titlul, au un punct în spatele lui Feyenoord, a câștigat ultima etapă 3-1 pe terenul lui Willem, Manchester United, vă spuneam, 2-0 în campionat cu Crystal Palace, și aș remarca un lucru, și aici cred eu că asta e indiciul principal către pontul pe care îl gândisem eu. Ajax în acest sezon, în deplasări în Europa League, nu s-a descurcat atât de bine. În afară de primul meci pe care l-a jucat, cel cu Panathinaikos, asta se întâmpla undeva luna septembrie, în afară de acel meci, nu a mai câștigat nicio altă partidă pe terenurile adversarilor. Așadar, o echipă mai degrabă de teren propriu, cel puțin în competițiile europene. Cred că va avea dificultăți în această partidă, care se joacă, vă spuneam, în Suedia. Și, de asemenea, să nu uităm partida cu Lyon din semifinalele Europa League, returul mai ales, când Ajax a evoluat absolut dezastros. Același fundaș, spun imediat cum îl cheamă, de 17 ani, Ligt, nu știu cum se citește, este titular și în această partidă, pentru că nu există un alt înlocuitor pe poziția lui. De partea cealaltă, Manchester United cu, să zicem, echipa standard în această situație, pentru că nu are foarte multe variante, cu Phil Jones și Daley Blind în centru apărării, în atac Lingard, Rashford și Mkhitaryan. Evident, Pogba anunțat titular într-o linie de mijloc care mai are pe Herrera și pe Carrick în dispoziția sa. Romero în poartă, cel mai probabil. Absenții obișnuiți: Zlatan, Luke Shaw, Ashley Young, Eric Bailey, Rojo și, mă rog, Fellaini, atenție, incert pentru această partidă. Bun, atât deocamdată pentru această rubrică. Mergem mai departe. Haideți să vedem cum stau lucrurile în Liga 1. În Liga 1, prieteni, ne mai chinuim încă 3 etape cu play-out-ul. Play-out-ul care ne propune câteva partide, nici nu știm dacă sunt partide de bun augur, de rău augur, pentru că, după cum știm, se poate întâmpla orice, dar un punct comun există cu aceste meciuri, și anume acel celebru 0-0. Bun, începem așa, cu Gaz Metan Media și Concordia Chiajna. Chiajna a făcut un meci absolut incredibil cu Pandurii. În ciuda faptului că a condus cu 1-0, Chiajna n-a știut să obțină punct sau puncte din acea întâlnire. S-a baricadat în apărare după ce a reușit să marcheze și i-a permis gazului să vină peste ea. Echipa lui Dan Alexa, iată, în mod surprinzător, a procedat foarte naiv în acea întâlnire. De data asta are în față pe Gaz Metan Media și o formație mai bună decât Pandurii, asta în mod evident. În acest moment, formația Gaz Metan Media este pe locul 2 în clasamentul play-off.
Reuter are 34 de puncte, la mare distanță de locurile problematice, 23 de puncte are Chiajna, pe primul loc cu probleme, cel care duce la barajul pentru evitarea retrogradării, dar atenție, Chiajna are același număr de puncte ca și Pandurii, prima echipă aflată sub ea, așadar lucrurile sunt încă extrem de dificile pentru această formație. Noi încercăm un X2, dar încercăm, atenție, nu este vreo certitudine la acest pariu. Primul lucru m-am gândit la sub 2,5, a fost pariul la care cred că automat ne gândim cu toții, însă, atenție, sunt creșteri mari pe această variantă, de undeva de la 1,45 la 1,65, chiar 1,70 pentru sub 2,5 goluri la casele de pariu. Nu știu dacă o fi pe bune sau e doar făcută această speculație pentru a ne speria, pentru a ne face să nu pariem pe această variantă, însă cu siguranță Gaz Metan Media și Concordia chiar e un meci, după părerea mea, mai degrabă de evitat. Ce zici, Sabin? Da, așa este. Face parte din oferta zilei de mâine. E Liga 1 și a trebuit să scoatem câte ceva pentru această partidă. Într-adevăr, este un meci de evitat. E nevoie de puncte la Mediaș pentru că știm că situația financiară acolo nu este tot. Da, dar atenție, nu trebuie să pariem în această perioadă bazându-ne pe argumentul ăsta. Cu tare trebuie să câștige puncte pentru că altfel retrogradează. Am văzut nenumărate situații în care trebuiau să câștige și n-au câștigat pentru că n-au putut. Da, da. Concordia o văd capabilă măcar să închidă această partidă. Sincer, după ce s-a întâmplat cu Pandurii, eu nu văd nici asta capabilă, dar mă gândesc la bunăvoința Mediașului. Da, eu cred că e meci de X. Uite, aș vedea mai degrabă un 1-1 la această partidă, cred că ar fi un rezultat foarte care, bun. Până la urmă, le-ar și mulțumi pe ambele, pentru că Gaz Metan este cam cea mai bună echipă din play-off, iar Concordia chiar nu are necazuri mari dintr-o echipă care practic nu avea pentru nicio emoție în acest sezon. Uite că acum a picat pe... S-a complicat. Bun, mergem și la următorul meci, Timișoara cu Pandurii. Timișoara a făcut lucruri extraordinare acest sezon. Întâlnește o echipă clar inferioară, e vorba de Pandurii Târgu Jiu. Normal ar fi să câștige această partidă, dar noi încercăm varianta 1 fără remiză la o cotă de 1.50. Asta înseamnă că dacă partida se termină la egalitate, primim bani înapoi, dar dacă va câștiga Timișoara, atunci pariul este câștigător. Așa cum probabil ați aflat, Timișoara n-a folosit prima echipă în disputa cu Dinamo, tocmai pentru a-și menaja jucătorii. A pierdut finala Cupei Ligii, dar Ionuț Popa spunea că obiectivul său este să salveze echipa de la retrogradare și nu să câștige Cupa Ligii. Așadar, toată atenția pe campionat, Pandurii poate fi bătută, e echipă de bătut. Să nu uităm, a fost meciul ăsta cu Chiajna, absolut incredibil cum Pandurii a reușit să-l câștige. Nu mai spun că s-a marcat golul victoriei în minutul 96 la ultima fază a meciului și apoi, evident, și meciul cu Târgu Mureș 1-0, dar Târgu Mureș e cea mai slabă echipă a campionatului, jucat de Pandurii, teoretic pe teren propriu. Bun. Da, atenție, cota la 1 solid în Timișoara, Pandurii a scăzut de la 2.10 la 1.79, deci lucrurile că sunt destul de clare. Să știi că eu aș încerca și unul solist, dar mă rog, vedem, o să mă hotărăsc până mâine când o să joc biletul. Hai să mergem mai departe să vorbim un pic de super cotele Win Masters. Ne-am obișnuit aici să căutăm cote mari și cote mari am adus și în această emisiune. Avem o cotă de 7, una de 3. Hai să le vedem. În primul rând, Sabin Gais Ghefle. Am încercat un scor corect multiplu 2-1, 3-1 sau 4-1. Da, meci din Liga Secundă suedeză. Vom discuta mai târziu pe marginea acestei partide. Teoretic, e o partidă complicată. În sfârșit, motiv din care și alegem această variantă, scor corect multiplu, n-ar fi exclus ca Gais să-și treacă în palmare toate cele 3 puncte. La Drogheda cu Brei avem o cotă formidabilă pentru 1x, 2.05. Brei vine cam de nicăieri, așa, pe locul 3 în Irlanda, deci mă aștept să aibă și derapaje în următoarea perioadă. Da, uite că Win Masters are pentru varianta asta cel puțin o cotă absolut fabuloasă, 2.05, 1x. Și de la această cotă de 2.05, sau pornind de la această idee 1x, putem încerca și alte variante de pariere, de tipul handicap pe gaz, de gol marcat gaz, îți dai seama, cotele sunt la fel de bune la Win Masters. Și Win Masters și pentru Ajax Manchester United, X, pauză, 2 final și sub 2.5 goluri, eu sigur voi juca această variantă de pariere, este cota prea bună, 7.25, și să nu uităm pe United, echipa care până la pauză uneori se menajează, ia pulsul adversarului, mai ales și finală de Europa League, iar în a doua repriză forțează și la Celta a făcut la fel, a marcat după pauză și a atins obiectivul și apoi s-a calificat în finală, sub 2.5 goluri, un
să zic eu, o variantă de luat în calcul, 7.25 euro. Așa este, Sabin, trebuie să spun că e un pariu extrem de logic cel pe care îl propui tu aici. X pauză, 2 final și sub 2,5 goluri, evident că are foarte multă logică, dar o să detaliem mâine și o să spun câteva dintre ideile mele pe baza acestui meci, pentru că eu mă aștept ca lucrurile să stea un pic mai clar în favoarea echipei engleze. Hai să mergem mai departe și povestim după aia. Trecem la subiectul următor, vorbim despre cotele partidei Polonia România. Bun, și vreau să vă spun de asemenea, prieteni, că avem o pagină de Facebook acolo unde ne puteți trimite mesaje. Eu o să le citesc, o să le intercalez printre ponturile noastre. Dacă ne aveți, dacă aveți ponturi, dacă aveți sugestii, o să le intercalez printre materialele pe care le-am pregătit noi deja. Sabin, hai să vedem cum stăm cu meciul Polonia-România. Care sunt cotele partidei? Ok, Polonia este favorita partidei, o cotă de 1.50, la remiză avem o cotă de 3.86 și varianta câștigă România are o cotă de 6.43, dar înainte este să prezint o altă chestie interesantă, ceva legat de Winmasters. Am mai propus noi un pariu la această agenție și varianta la care ne-am gândit pentru mâine este Halep să încheie anul 2017 pe locul întâi WTA, deci ținând cont de variantele pe care, de parcursul de până acum al Simonei, ne-am gândit noi că ar fi o variantă de luat în calcul. Așteptăm cota, așteptăm să vedem ce cotație ne oferă Winmasters mâine pentru această variantă. Așadar, Halep să termine anul pe locul întâi WTA. E pariul nostru pe care îl propunem pentru ziua de mâine. Așteptăm cotele celor de la Winmasters. Și hai să vorbim acum și de meciul ăsta, Polonia-România. Am sărit eu mai departe o rubrică în desfășurătorul nostru, îmi cer scuze. Polonia-România, prieteni, 1.50 este cota pentru victoria Poloniei. Asta înseamnă că Polonia e favorită certă în această dispută. 6.43 este cota României, în vreme ce rezultatul de egalitate are cota 3.86. Iată cotele pe micul ecran. 1.50 e o cotă destul de respectoasă, aș spune, pentru că, evident, Polonia e favorită, asta nu trebuie să o spunem noi, că știe toată lumea, dar 1.50 mi se pare o cotă foarte decentă, m-aș fi așteptat să fie undeva la 1.40. Da, o să cadă probabil cotele până la ora meciului, a apărut acum și sau în sfârșit, mai ales fiind anunțat și lotul selecționat de down pentru acea partidă, își vor face calculele bookmakerii, se va lua în calcul și ceea ce au anunțat polonezii pentru această partidă, se joacă la Varșovia, s-au vândut biletele în mai puțin de 2 ore, parcă, sau ceva de genul ăsta, pentru partida care practic ar putea fi decisivă, pentru că dacă Polonia câștigă și acest meci, e clar, va merge la mondiale, ar ajunge la cât? La 16 puncte în primele 6 etape, cu 4 luni înainte de finalul campaniei, Polonia ar fi deja calificată, poate nu matematic, dar lucrurile ar fi destul de clare. Ar mai fi o cotă pe România să termine grupa pe locurile 1-2, cota 2-80, șanse mai sunt, dar strict matematic, pentru că ținând cont de faptul că vor juca în Muntenegru, vor juca în Danemarca și acest meci cu această deplasare din Polonia, e clar în 5 partide să joci cu în deplasare la principalele rivale, nu poate fi un program în avantajul tău. Iar referitor la lotul selecționat de Dau, eu cred că e încă o selecție care dă impresia că antrenorul național ține foarte mult cont de opinia publică, mai mult decât de propriile sale idei și concepții de joc. Cheșero a ieșit de pe lista jucătorilor selecționați pentru această partidă, a apărut Ivan, în sfârșit, s-ar mai putut insista cu jucătorii de la viitorul, Coman. Eu mi-aduc aminte foarte bine de Cheșeru, Sabin, când m-am gândit în nenumărate rânduri că parcă e jucător de Liga 2 din Franța sau, mă rog, de Bulgaria, dar nici în caz de echipa națională. Da. Bine, dar sunt Bicfal, Ivan, Bălut, ok, Bălut, să zicem, că ar fi un jucător, ne-am așteptat la
de la el ceva pe viitor. Acum că l-a selecționat nu înseamnă că o să și joace acest Băluță. Da, și iarăși Budescu, să ne gândim că e un jucător cu o viteză extrem de nesatisfăcătoare pentru nivelul acesta și aș înțelege într-un fel, ca să nu uităm și aici să nu uităm totuși de blaturile de final de sezon pe care le-a făcut echipa sa. Adică e foarte greu să dai seama de calitatea unui jucător atunci când este implicat într-o serie atât de lungă de blaturi. Pentru că, până la urmă, care e Budescu? Ce a făcut Budescu în ultima parte a play-off-ului? Da, ok. O să vină la Steaua și probabil va avea un alt stil de joc și o altă abordare. Mă așteptam să fie Not Coman și probabil Chițu, dar uite că Dau nu a avut ochi pentru cei doi. Bine, Chițu are 20 Chițu nu l-aș vedea, spun sincer, nici la echipa a doua. Mă bucur pentru faptul că Hanca a venit la Națională, pentru că, uite, a avut un play-off foarte bun. Da, și... dar ai văzut că are ofertă de 600.000 de euro, cam așa i-au pus, nu știu cine, am uitat cine a făcut ofertă. Asta e Națională României. Da. Bun, da, mergem mai departe către rubrica de ponturi din fotbal. Haideți să vedem, prieteni, ce pune mâine pe biletele de pariuri. Bun, începem așa, Drogheda Bray 2 fără remiză, o cotă de 1.34, suntem în Irlanda, așadar Dundal cu Derry City 1, Solist o cotă de 1.45 și tot la meciul ăsta încercăm și un peste 2.5 goluri, o cotă de 1.74. Zic eu că sunt variante interesante și atât cote foarte bune. Bohemians Limerick 2-4 goluri, 1.48. Mergem și în Finlanda, Hoeko joacă în deplasare la HIFK. Da, 2-4 goluri în meci, o cotă de 1.50 și Inter Turcu cu Kemi, 1 solist, o cotă de 1.42. Apropo, invit pe pariori să urmărească cu mare atenție Finlanda în această vară. E un campionat de 2-4 goluri, nu se joacă la fel de deschis ca în restul țărilor nordice, iar nivelul tehnic al jucătorilor este foarte, foarte coborât. Nu se marchează mult, dar în intervalul ăsta e ok de pariat acolo. În Asia, Liga Campionilor, deja o timp de finală, Guangzhou cu Kashima din Japonia, peste 2.5 goluri la o cotă de 1.66. Și este Gal din Iran cu Al Hilal din Arabia Saudită, pauză sau final 2 pentru o cotă de 1.53. În Franța, Liga Secundă și Liga 3 avem play-off-ul de promovare retrogradare, Paris FC cu Olean, unul cu handicap asiatic 0, cota 1.73. Sunt șanse ca Paris FC sau PSC, cum este cunoscut în Franța, să câștige chiar această partidă. Mai avem încă un pont din Suedia, Liga Secundă, Gais cu Jeffle, gol în ambele reprize pentru o cotă de 1.65. Sunt două echipe cu mari probleme în defensivă, motiv din care consider că pariul nostru ar putea să iasă fără mari probleme. Așa este, bun. Sabin, mergem la alte sporturi acum, nu? La alte sporturi. Așa este, haideți să facem un tur și prin celelalte sporturi, prieteni, să vedem ce găsim de pariat. Așadar, Sabin, mergem pentru început în calificările de la Roland Garros. Începe, iată, se apropie cu pași mari turneul francez. Donati, Eiseric, 1 solist. Da. 1 solist, o cotă de 1.50. Avem și turnee mai importante în desfășurare, dar să reținem că în aceste turnee premergătoare competițiilor majore din tenis, mari jucători o lasă mai moale pentru că ei caută performanța acolo unde sunt și bani mai mulți și implicit puncte mai multe și așa mai departe. Uite, avem un ATP la Lyon, Granorescu del Potro, 0-2 la seturi, o cotă de 1.45. Maiu cu Kachanov 2, o cotă de 1.40. Atenție, Maiu a mai pierdut o partidă cu rusul acum mai puțin de o lună. Și la dublu, tot la Lyon, Dodi Granones Gonzalez Yang, 1 solist, la o cotă de 1.49. ATP Geneva, Tipsarevic cu Harrison, 1 solist, o cotă de 1.45. Ne așteptăm și la o victorie a perechii Cabal-Farah la o cotă de 1.55, dar și Peralta cu Zeballos credem că se vor impune în fața dublului Lorenzi Silva, o cotă de 1.44, bună de a fi inclusă pe un bilet. Cârțea joacă cu Lepchenko la Nuremberg, dar 1 solid spunem noi, cota 1.75, dar atenție, meciul se va disputa abia poi mâine, vom avea și pe site, va fi o avancronica acestei partide. Iar din futsal, România, Deva cu Galați, o cotă foarte bună, 1.70 pentru varianta 1 solist.
Așa este. Bun, Sabin, dăm voie să citesc și câteva dintre comentariile telespectatorilor. Andrei Fiorel ne spune așa, Paris, Orlean, 1-4 goluri. Polonia, România, ambele marchează, ne spune Marina Andrei, un alt telespectator, bine ar fi. Și ne întreabă dacă ar merge să punem că marchează Lewandowski și Alibek în această întâlnire. Interesantă ideea, dar nu știu ce să zic de Alibek, nu știu dacă joacă titular, dar Lewandowski ar fi o idee, poate. Eu oricum era plecat frustrat de la, din ultimul meci din Bundesliga, pentru că a pierdut titlul de golgheter, poate vrea să mai arate ceva. Polonia-România, peste 4,5 cartonașe galbene, iată un pariu interesant. Andrei Viorel, gazdele să înscrie cel puțin două goluri în aceeași partidă, ne scrie Gică Darie, un pariu pe care îl voi lua în considerare. San Antonio, Golden State, victorie San Antonio, cotă de 7, ne propune un telespectator, Mihai. Cătălin Ghigeanu, Gazmetan, Concordia Chiajna, X2 și 0-3 goluri. Ideea în care am vorbit și noi ceva mai devreme. Timișoara, Pandurii, 1 și cel puțin 2 goluri. Marin Andrei, Inter Turcu, Chemi, 1 solist. Bun, prieteni, cam atât pentru această seară. Vă invităm pe pagina noastră de internet, se numește pariuri1x2.ro și acolo veți găsi foarte multe informații, foarte multe pronosticuri. Ne vedem mâine la ora 16 cu emisiunea 11 metri și apoi la ora 24 cu o nouă ediție a emisiunii Un pont pe zi. O noapte liniștită, baftă la pariuri!